gazdele dumneavoastră, familia Toso. În vârf de munte, în mijlocul naturii, o casă rustică. Mada. Casa rustică Mada se află în județul Hunedoara, în localitatea care îi poartă și numele, cu locuri de parcare proprii, cu posibilitate de a vă relaxa, un loc în care parcă timpul se oprește și uiți de toate grijile și toate problemele orașelor mari. E cam poveste. Piatră, lemn, căsuța bunicii. Posibilități de cazare sunt 12 locuri, dar se mai pot suplimenta cu încă două. Camerele sunt fiecare cu baie proprie, apă caldă, apă rece, duș și toaletă, un pat matrimonial și un pat suprapus pentru copii sau adulți. Căsuțele de lemn, care se află în livada noastră deasupra casei, sunt izolate termic și au de asemenea aceeași echipare ca și camerele, este vorba de baie proprie cu apă caldă, apă rece, un pat matrimonial și unul suprapus, câte 4 locuri în fiecare. Se mai pot suplimenta în caz de nevoie cu una, maximum 2 locuri. Zone de relaxare în curte și în livadă, unde puteți să stați de vorbă și să povestiți de vremuri de mult apuse sau vă puteți face planuri unde să mergem în zona și ce să vedem. Casa rustică Mada păstrează tradițiile, păstrează obiectele vechi, puritatea. În sala de mese puteți servi micul dejun, care este deja în prețul cazării, prânzul sau cina. Toate produsele, mai ales verdețurile, sunt din grădina proprie, pâinea este caldă, scoasă din cuptor. Legumele și fructele le culegem chiar noi, din grădina proprie, din livada proprie. Mâncarea este ca pentru noi. Este bună, e gustoasă și ajunge din plin. Se mănâncă regește. Deserturile, cu fructe sau fără fructe, toate sunt proaspete și atunci scoase din cuptor. Cozonacii sunt făcuți după rețetele bunicilor și, bineînțeles, celelalte bunătăți și specialități pe care le puteți savura la noi, inclusiv băuturile naturale. Casa rustică Mada, lângă cheile Madei, puțin mai la sud. Atunci când se lasă seara și dispare soarele, se luminează atât căsuțele și livada, cât și locurile în care puteți să stați de vorbă și să vă relaxați, locul de foc care este deja pregătit și toată curtea. Haideți să facem focul. Focul lângă care putem să ne adunăm, putem să cântăm, putem să povestim, putem să ne facem planuri la ceea ce dorim să vizităm în următoarea zi. A doua zi. Vă așteptăm cu idei, cu drumeții, cu foarte multe activități outdoor. Nu numai vara, ci și iarna. Familia Toso vă așteaptă cu drag la Casa Rustică din Mada.